Pompierii mehedințeni se pregătesc continuu pentru a face față situațiilor neprevăzute. Timp de 3 zile au desfășurat o nouă sesiune de pregătire în domeniul situațiilor de urgență. Aceștia au exersat tehnicile de intervenție pentru salvarea persoanelor în caz de inundații și viituri. Putește, e galbenă, se vede, ușor de identificat. Să nu uitați să o țineți pe mână, să o aveți asigurată că o aruncați și acolo rămâne. Pompierii mehedințeni sunt pregătiți pentru a face față situațiilor de urgență generate de inundații și viituri. În timp de 3 zile au desfășurat o nouă sesiune de pregătire în domeniul situațiilor de urgență. Au exersat tehnicile de intervenție pentru salvarea persoanelor în caz de inundații și viituri. Activitatea a presupus îmbunătățirea capacității de intervenție prin perfecționarea deprinderilor, fiind desfășurate antrenamente pe fluviul Dunărea pentru a testa costumele individuale de protecție în caz de inundații. Costumele au fost achiziționate în cadrul proiectului transfrontalier România-Serbia. Întărirea capacității autorităților române și sârbe de a reacționa în caz de inundații și cutremure. În urma achiziționării celor 48 de costume de protecție individuală pentru intervenția în situațiile de urgență create de inundații și viituri, a fost necesară organizarea și desfășurarea unei sesiuni de pregătire a personalului propriu. Antrenamentele s-au desfășurat pe fluviul Dunărea pe durata a 3 zile și au avut ca scop însușirea tehnicilor de intervenție de către personalul din cadrul tuturor subunităților. Pe viitor vom organiza astfel de sesiuni de pregătire în vederea perfecționării acestor deprinderi. Este vorba despre 48 de costume speciale pentru intervenția la inundații, achiziționate printr-un proiect european România-Serbia, îmbunătățirea capacității de intervenție la dezastre și calamități. Am considerat necesar achiziționarea acestora, deoarece știm foarte bine că intervențiile la inundații sunt dificile și de lungă durată. Pompierul se poate bucura de o protecție ridicată, deoarece aceste costume sunt impermeabile. La momentul de față pot spune că suntem singurul județ din țară care se bucură de astfel de costume achiziționate. Pompierii mehedințeni se pregătesc continuu pentru a face față situațiilor neprevăzute, scopul fiind protejarea și salvarea cetățenilor.